pentru că în clipul anterior am verificat comunicarea dintre robot și calculator și funcționarea plăcii de dezvoltare a acestuia printr-un program care a aprins și a stins LED-ul de stare de pe MBOT la fiecare o secundă, în această lecție o să-l ajutăm pe robot să comunice altfel cu noi. Mai precis, provocarea este să îl învățăm pe robot să ne salute în scris utilizând consola serială. Așa cum ziceam și când ne-am familiarizat cu butoanele din Arduino IDE, consola serială este practic un canal de comunicare în timp real cu robotul nostru. Iar pentru a putea face asta, este nevoie ca robotul să fie pornit și conectat la calculator prin intermediul cablului USB sau al dongle-ului wireless, asta în funcție de ce versiune de MBOT ai. Pentru a realiza provocarea din această lecție, mergi la exemplul pentru experimentul 2 din secțiunea 3 și deschide pentru început fișierul Hello World. Ca să deschidem canalul de comunicare, mai întâi trebuie inițializată consola serială în funcția Setup. Iar pentru asta o să folosim instrucțiunea serial.begin și în paranteză vom avea valoarea 9600. Această valoare se numește baud rate și se referă la viteza cu care este transferată informația în cadrul acestui canal de comunicare. În cazul nostru, viteza va fi de 9600 bits pe secundă. Pentru început, îl vom ajuta pe MBOT să ne salute, așa că în funcția loop îi vom spune acestuia care este mesajul pe care vrem să-l afișeze în consola serială în momentul în care vom deschide acest canal de comunicare. Iar pentru asta o să folosim instrucțiunea serial.println, iar în paranteză, între ghilimele, o să trecem care este mesajul exact pe care vrem să-l afișeze în consola serială. Eu, de exemplu, vreau să afișeze în consola serială mesajul Hello, Mădălina, dar tu îl poți adapta în funcție de numele tău sau poți să scrii cu totul altceva, având însă grijă să închizi paranteza și să pui punct și virgulă după aceasta, fără niciun spațiu. Ca să putem vedea mesajul, o să folosim și un delay de o secundă, așa că și de această dată o să folosim instrucțiunea delay, iar în paranteză o să trecem 1000, adică valoarea de o secundă exprimată în milisecunde. Și acest cod este gata de upload, așa că poți să folosești Verify ca să te asiguri că și după ce ai personalizat mesajul care va fi afișat în consola serială, codul poate fi înțeles de către robot. După care pornește robotul și conectează-l la calculator și apasă butonul de upload. Iar în momentul în care vei primi mesajul că programul a fost încărcat pe robot, adică acest done uploading din partea stângă jos a aplicației Arduino IDE, deschide consola serială folosind lupa din partea dreaptă sus. Și ar trebui să primești deja mesajele de la robot, pentru că în funcția lupa am spus că programul este executat la infinit atâta vreme cât robotul este pornit, acest mesaj o să tot fie afișat până când vom opri robotul sau vom încărca pe acesta un nou program. De asemenea, e util să verifici că ai bifată opțiunea autoscroll, care te ajută să vezi ultimele mesaje primite în consola serială. Dacă vrei să vezi și ora la care sunt transmise aceste mesaje, poți să bifezi opțiunea Show Timestamp. Și pentru că ai văzut cum poate comunica MBOT cu tine prin consola serială, pasul următor este să afișezi mai multe mesaje în cadrul acestui canal de comunicare, ca și când ai avea, de exemplu, un dialog cu robotul. Iar pentru acest program poți fie să lucrezi în continuare pe exemplul acesta cu Hello World, fie să deschizi exemplul de dialog pe care îl regăsești tot în Examples, secțiunea 3, experimentul 2. O să observi că folosim aceleași instrucțiuni, diferența fiind însă că poți afișa mai multe mesaje și eventual poți modifica și delay-ul, astfel încât mesajele să fie afișate la o distanță mai mare, ca în cazul în care chiar ai avea un dialog cu cineva. Dacă alegi să lucrezi pe exemplul de Hello World, ai mai multe opțiuni.
Pentru început, îți recomand să scrii instrucțiunile de la zero pentru a te familiariza cu acestea. Totodată este un foarte bun exercițiu pentru a te obișnui cu regulile privind parantezele și punct și virgulă. O altă modalitate prin care poți să scrii instrucțiunile mai ușor este folosindu-te de opțiunea copy-paste, așa că poți să selectezi instrucțiunile de care ai nevoie pentru a le modifica sau a le actualiza, iar apoi folosindu-te de click dreapta, poți folosește opțiunea copy, paste. Și nu mai este nevoie să modifici decât mesajul propriu-zis. Când ai terminat de scris mesajele, apasă upload și când s-a terminat de încărcat programul, adică a apărut mesajul Done Uploading, deschide din nou consola serială și hai să vedem dacă primești mesajele pe care le-ai configurat cu un delay mai mare de această dată. Ca să nu pierzi ceea ce ai lucrat și să poți utiliza sau modifica ulterior codul, salvează tot ceea ce faci în workspace-ul de Arduino din Home sau Documents. Pentru asta te poți folosi de butonul Save. În momentul în care apeși acest buton, o să primești un mesaj prin care ți se spune că acest sketch, adică acest fișier, este read-only și pentru a-l putea salva o să fie nevoie să îl salvezi într-o nouă locație, ceea ce este foarte bine pentru că nu ne lasă să salvăm codul modificat în folderul de libraries, așa că putem să dăm OK. Ni se deschide workspace-ul de Arduino și aici putem să facem un nou folder. Eu o să-i spun robotică complet. Iar în cadrul acestui nou folder pot să-mi salvez programul. O să-i spun dialog. De regulă este indicat să folosești un nume de program destul de sugestiv, din care să-ți poți da seama și mai târziu ce face de fapt acest program. Și uite așa, tocmai ai învățat să folosești consola serială și să-ți salvezi programele pe care le faci. Consola serială este un instrument util în programare, mai ales pentru debugging. Ce înseamnă asta? Tocmai pentru că permite comunicarea în timp real cu robotul, te poate ajuta să descoperi dacă anumite părți din codul tău fac ceea ce trebuie să facă. Trebuie doar să o inițializezi și să îi spui ce feedback vrei să primești.